Bună tuturor, bine v-am regăsit! Am o veste extraordinar de frumoasă, importantă, mare, emoționantă, nu mai am cuvinte, ta-na-na-na! S-a ridicat în picioare și a mers. Andrei Ștefan a făcut primii pași astăzi. Așa că mi-am făcut mare cura să, să, deschid camera și să împărtășesc, pentru că nu eram un, un, o avalanșă de sentimente, nu știam repede ce să fac, să-i fac o poză cu telefonul, să pun mâna să filmez. N-am reușit să filmez momentul, am prins doar o poză cei drept. Deocamdată exersăm, nu a călcat perfect pe, pe talpă, dar s-a ridicat din, sunt în genunchi, din genunchi pac s-a prins de marginea patului și ia uite -l cum l-am găsit în picioare, vă dați seama că mi-a stat inima, dar mi-am dat seama că are mama băiețel mare și că de acum înainte ne înțelegem și mai bine, cred că am scăpat de tot ce era mai greu, acum suntem băieți mari, suntem, descoperim lumea, îmi găsesc greu cuvintele, se vede oricât de pf, forțoasă și puternică aș vrea să fiu, dar sunt emoționată. Prin fața ochilor mi-au trecut toate momentele frumoase, cu mine însărcinată, cu mine mergând la spital și născându-l, cu mine aducându-l acasă, cu mine ne dormim nopți întregi încercând, ce să i fac încercând să găsesc soluții, remedii, ce să fac, cum să-l ajut să depășească problema colicilor și iată că timpul a trecut repede, băiatul este deja mare, s-a ridicat în picioruș și acum învățăm să mergem. Cu prima ocazie când îl văd stăpân pe piciorușele lui și văd că merge singur, fără sprijin, deschid camera și va arăt să vedeți exact cum, cum, facem noi, cum mergem noi ca niște rățuște, dar până una alta simțeam nevoia să împărtășesc asta cu voi. Deci la 8 luni și o săptămână, singurel, singurel, fără niciun fel de sprijin. De fapt, eu nu, cum să vă spun, nu l-am forțat cu absolut nimic, nici când a fost să-și găsească singur poziția să stea în funduleț. Pot să spun doar că am exersat, dar nu i-am pus perne sau chestii de genul. Nu, l-am lăsat efectiv în ritmul lui. Așa a fost și acum. Doar l-am supravegheat, el a venit singur, el s-a ridicat din fundule, s-a pus în genunchi, din genunchi s-a ridicat în piciorușe, s-a prins de marginea patului și bineînțeles că a început să o ronțe. Dar așa cum spuneam în filmulețul de prezentare, când am ales pătuțul, marginea respectivă este specială pentru dinți, deci nu-i afectează cu absolut nimic. De la zi la zi văd că scoate sunete noi, are gesturi noi, are... ce să vă spun... Este un, o minune să ai un copil... Am ajuns la concluzia că poți să ai absolut tot ce vrei în viață, dar nu cunoști fericirea până nu o strângi în brațe propriul copil, așa că nu mai stați pe gânduri trebuie să simțiți și voi iubirea asta și minunea asta care se întâmplă doar atunci când devii părinte și bucuria pe care o ai în sufletul tău în momentul în care îl vezi cum se naște și ușor ușor îl vezi cum crește și cum începe să meargă, să vorbească, să te înțeleagă, să te îmbrățișeze, să te strângă în brațe. Sunt lucruri care uh, nu se pot descrie în cuvinte, care sunt uh, efectiv uh, ca niște diamante în sufletele noastre ca părinți. Vă pup cu mare drag, vă mulțumesc că, că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru tot ce îmi scrieți, aveți grijă de voi și de puiuții voștri, numai bine, pa, pa!